Ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Noi mai facem și uleiuri medicinale și tratamente pentru păr și unguente și săpunuri și creme. Astăzi vom face uleiul de urzică. Aici avem urzica. Eu am făcut și săpun. Din uleiul de urzică pe care o să-l facem noi astăzi este renumit ca și tratament pentru stimularea creșterii părului. Are o gamă foarte largă de utilizare, cât extern și intern. Și să vedem cum se prepară. Aici am cules urzica. Deci le alegem pe urzicile care arată bine. Vedeți? Ia uitați! Și le spălăm sub jet de apă și le lăsăm să se usuce. Deci le tamponăm așa și le lăsăm puțin să se usuce. Le scuturăm bine de surplusul de apă și le lăsăm să se usuce. Este foarte important ca urzicile să nu aibă apă. Deci când vedeți că nu mai iau apă deloc, atunci sunt curate și bune pentru a prepara uleiul. Vom începe să tăiem frunzulițele și o să le punem într-un recipient de sticlă. Dacă îl aveți de culoare închisă, este și mai bine. Dacă nu, o să îl acoperim cu folie de aluminiu sau o să îl învelim cu hârtie închisă la culoare. Și vom avea nevoie de o mână de urzici pe care o să le punem în acest recipient și apoi de ulei de măsline. Așa. Eu aici mai am săpunele făcute cu diverse uleiuri. Vedeți? Sunt realizate toate la rece. Ia uitați. Așa. Le putem și colora. Vedeți? În forme de silicon, de la prăjituri, de la brioșe, pe care nu le mai folosim în bucătărie. Facem aceste săpunele. Să începem să punem aceste frunzulițe în borcanelul nostru. Apoi vom închide ermetic borcanul și îl lăsăm la macerat pentru 3-4 săptămâni într-un loc în răcoros și aerisit, să fie ferit de lumină. Într-o debara, într-un beci, unde aveți voi, într-un dulap. Și punem. Le punem așa pe toate aici. Nu aveți teamă de urzici dacă pișcă. Eu pun și cea care este înflorită, vedeți? Așa. Și punem un borcan și strivim așa bine. Vedeți? Și le strivim. Deci astăzi facem uleiul preparat la rece. Vedeți? Și acum apăsăm. Și strivim așa bine. Noi punem și o etichetă, că dacă facem mai multe uleiuri, să scriem ulei de urzică. Puneți și data când l-ați făcut, ca să știți exact cât lăsați, 3-4 săptămâni. Sul macerării. Nutrienții din urzică vor trece în ulei, în uleiul nostru pe care o să-l punem aici imediat. Și vom observa cum uleiul va căpăta o culoare un pic mai închisă. Și după macerare vom strecura uleiul cu ajutorul unui tifon sau al unei site dacă nu aveți tifon. Și vom arunca frunzulițele care ne rămân și vom păstra uleiul într-un recipient, într-o sticluță care se va închide cu capac și îl vom ține la un loc ferit de lumină și răcoros. Și, cum am mai spus, dacă aveți, cum am eu, urzica cu semințe, cu flori, le puteți pune. Așa, și punem așa aici. Să le punem pe astea mai mici. Așa, care sunt aici. Până umplem și batem așa, să intre cât mai multe. Și acest ulei poate fi folosit pentru uz
extern, dar și uz intern. Uleiul de măsline îl putem combina cu uleiul de cocos, cu uleiul de ricin, cu uleiul de argan, cu ulei de avocado, de jojoba, cu ce uleiuri, cu avem noi în casă sau făcute de noi. Eu am să vă arăt și uleiurile pe care le fac eu. Ulei de portocale, ulei de lămâie, ulei de salvie, care este foarte, foarte bun pentru transpirație, uleiul de salvie și săpunul. Să încercați să faceți, dacă aveți și transpirați foarte aici mult. Aici avem semințele de la, care au căzut de la urzică și le putem aduna și le putem pune, punem aici pe toate, vedeți? Așa, semințele sunt foarte, foarte bune. Și acum presăm foarte bine și după aceea turnăm uleiul de măsline. Acum vom pune uleiul, deci cât să acopere. Ia uitați. Și închidem ermetic. Și vom lăsa 3-4 săptămâni la macerat. Deci o să învelim borcanelul nostru în hârtie sau dacă aveți un borcan de culoare maro și îl punem într-un loc închis, rece, la macerat. Este foarte bun pentru cine are mătreață. Recomand tamponări la rădăcina părului și lăsați să acționeze circa o oră. Aplicați pe păr. Este un tonic capilar natural pentru un păr sănătos mai des. Pentru cei care au părul deschis, blond, să fie atenți că poate colora părul. Deci folosiți mai întâi pe 2-3 fire și vedeți dacă, și dacă sunteți alergice, nu îl folosiți. E bun și pentru reumatism. Se recomandă masaj local în zonele dureroase. Foarte bun pentru dermatite. Se aplică local de o dată sau de 3 ori pe pielea curată, dezinfectată. Foarte bun și pentru a fi utilizat intern, pentru afecțiuni digestive, biliare, pancreas, dureri în gât. Întrebați mai întâi medicul dacă este, îl puteți lua acest ulei după ce îl faceți. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem și mâine dimineața cu o nouă rețetă. Pupici, la revedere, multă, multă sănătate vă doresc și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mi-ați fost astăzi alături în direct.